Asociația Miltonia anunță finalizarea rezidențelor artistice și organizarea unei expoziții eveniment în capitala Islandei. Operele artiștilor români și islandezi realizate în cadrul proiectului vor fi expuse la galeria Simdi Reykjavik. Publicul islandez va intra astfel în contact cu spațiul regiunii sud-estice a fostului Imperiu Habsburgic, actuala regiune a Banatului, un spațiu care a dus împreună de-a lungul secolelor diverse popoare. Expoziția va prezenta lucrări de fotografie, pictură, grafică și artă digitală realizate de artiști români români și islandezi. Vernisajul expoziției va avea loc în data de 9 martie, iar operele vor putea fi admirate de public până în 21 martie. Odată reabilitat, Conacul Moncioni va fi mai mult decât un muzeu educativ pentru vizitatori, deoarece intenționăm să amenajăm un spațiu dedicat artiștilor contemporani, a declarat Alinica președintele Consiliului Județean Timiș. La sfârșitul lunii martie, expoziția va ajunge și în Timișoara, aceasta urmând a fi expusă în foaierul Palatului Administrativ din Timișoara. Organizarea rezidențelor artistice și a expoziției Itinerante, fac parte din activitățile de revitalizare a Conacului Mocioni prin intermediul proiectului Reabilitarea, Refuncționalizarea și Revitalizarea Conacului Mocioni din Foeni, județul Timiș.